when things go wrong, go wrong with you. It hurts me too. But when things go wrong, go wrong with you, it hurts me too, baby. Servus, sunt Richard, suntem la Open Air Blues Festival Brezoi 2018. Alături de mine se află maestrul Bertie Barbera. Bertie, povestește-ne două cuvinte despre Fundația Culturală Bertie Barbera. Este forma legală prin care poți să-ți desfășori o activitate, așa fel încât să ai la dispoziție un cadru cât mai profesionist, și îmi poartă numele pentru că e intenția mea de a promova lucrurile care îmi plac și pe care le consider valoroase și care mi-au călăuzit pașii în viață. Fundația Culturală Bertie Barbera nu face altceva decât să coaguleze anumite planuri, persoane, idei, în așa fel încât lumea să creadă că încă e normal să te bucuri de cultură și să o dai mai departe ceea ce crezi tu că e bun. De-a lungul anilor ai colaborat cu multe reviste muzicale, ai fost la multe concerte. Care ar fi unul din concertele care ți-a rămas ție drag în minte? În mod special Peter Gabriel la Budapesta în 2004, tot la Budapesta Porcupine Tree în 2008 sau 2009, Muse aici în România, sunt o grămadă, sunt foarte multe și mă bucur că față de vremurile în care nu-mi imaginam să trec de nivelul ăsta de ascultat pe casetă, pur și simplu nu ne gândeam. Am avut ocazia să discut și cu artiști direct, cum ar fi Alice Cooper, și spuneam, dacă spuneam cuiva în liceu, în anii 80, că eu o să stau de vorbă cu Alice Cooper, mă bătea. N-avea cum să creadă chestia asta. Acum avem posibilitatea să cumpărăm bilete și să facem parte cât de cât și din ce în ce mai bine în lumea normală a muzicii, unde îți alegi ce ai de văzut, uneori trebuie să alegi. În două zile ai două concerte, nu s-a întâmplat, și a fost Al de Meola și Dream Theater în aceeași seară. Și a trebuit cumva să ciupesc din fiecare să le prind pe amândouă. Eu vreau să, nu știu, de fiecare dată când am ocazia, îi încurajez pe toți cei care sunt implicați și ascultă să nu renunțe, că uneori e mai greu și îți vine să renunți. Ăla e momentul în care, exact ăla e momentul în care e cel mai potrivit să mergi mai departe. Și pe principiul ăsta merg și cu colaborările și cu toate. Și mă bucur că, uite, ăsta e ultimul concert de luna asta, cred, și urmează 4-5 concerte. Judas Priest, Joe Satriani, Massive Attack, Steven Wilson, Lepros, Haken. Mi-e rău. O să fie senzațional. Cum s-a petrecut la tine tranziția de la Tarzan din Voltage 88 la Blues Convention? Prin studiu, lectură, educație. Au trecut câțiva ani în care nu-mi pare rău de nimic, n-am refuzat aproape nimic, tocmai pentru că toate au contribuit la experiența mea și sunt foarte recunoscător pentru asta și bucuros de ce s-a întâmplat. Și acele hopuri care vin în viață le treci și uneori mai ferm în momentul în care ai în spate un bagaj de experiență și de cunoștințe. Deci tranziția s-a petrecut uneori destul de dureros, dar exact atunci înveți ce trebuie să nu mai greșești și să mergi mai departe. Una peste alta, cred că, deși uneori credem că nu trebuia să se întâmple, tot ce s-a întâmplat a dus la ceea ce sunt eu acum și nu nimic altceva. Dacă puteam să fac mai bine, făceam. Cum te-ai cunoscut cu Nicu Patoi? Cum a început colaborarea cu colegul tău de... Azi pe drum, în drum spre Brezoi, am vorbit cu Nicu și ne aduceam aminte că nu mai știam dacă am cântat în aceeași zi sau
în două zile diferite în anul în care am cântat eu cu Blues Convention, cu Florin Ochescu și el cu platonicul lui, sau nu mai știu, cu Chifi, nu mai știu cu cine a cântat. Și atunci ne-am cunoscut la Teatrul Creangă, acum vreo 20 de ani, 21 de ani. Ne-am exprimat admirația reciprocă, au urmat câțiva, au trecut câțiva ani și am zis, poate și cântăm o dată împreună. Ce fain ar fi! Și s-a nimerit să ne întâlnim la tavernă. Unde, emisiunea de la TVD. Unde am acumulat un repertoriu comun și într-o zi când cineva ne-a chemat, Bela Comocea, ne-a chemat la un festival în Timișoara, la un festival de jazz, i-am spus, dar noi nu cântăm jazz. Hai veniți și mai vedem. Și în tren am repetat un repertoriu din cât mai multe genuri în care am inclus improvizația, ca să aibă o legătură cu jazzul. Și de atunci cântăm împreună, ajungând la acest moment în care am intrat în studio să înregistrăm un album de blues și sunt foarte încântat de ideea asta și o să iasă ceva foarte bun, nu e marketing, chiar din primele zile de înregistrare am simțit că o să iasă ceva foarte bun. O să-l promovați pe cont propriu sau o lansați pe Soft Records? Încă nu ne-am gândit. Pe cont propriu încă nu suntem suficient de pregătiți. Mai avem de învățat diverse lucruri pe care de obicei nu le fac muzicienii. Deci ne facem o echipă, cel mai bine. Și fiecare vine cu ce a învățat și o să fie mai... Ideea să nu fie... Că n-ai cum să faci mega afaceri. Dacă vrei bani mulți, trebuie să faci alte lucruri. Dar ceea ce ne dorim noi este să fie ceva mai bun decât ce am făcut. O echipă mai bună. Și cel mai bun album de blues acustic care s-a făcut vreodată în România. Ai planuri mari pentru viitor? Da. Ce alte proiecte ai avea până în 2019? Fac parte dintr-o trupă română, suedezo-germană de metal, se cheamă Crossing Eternity și avem un album lansat la Rockshots Records pe plan internațional. Am lansat pe 15 iunie în Europa, în Statele Unite, la începutul lui iulie. Și ce plănuim acum, după ce discul a ieșit și arată senzațional, mai ales că coperta e făcută de Gustavo Sazes, care face și la Machine Head și la alte trupe, suntem foarte încântați și în momentul ăsta plănuim un turneu european în deschidere la o trupă mai mare. Prefer să mai stăm un pic și să venim cu ceva concret. Deci 2019 o să fie Blue Drop, Blue Drop e emisiunea. Blue Drop, albumul cu Nicu și Crossing Eternity, cât mai multe concerte în Europa. Și ultima întrebare este a doua ediție Open Air Blues Festival Brezoi. Este a doua oră la rând că ajunge aici. Care e părerea ta? Cum se dezvoltă acest proiect minunat organizat de Asociația Mentor Rock alături de Primăria din Brezoi? Primul lucru pe care l-am spus cu Nicu, și știi că nu sunt... împingător de vagoane. Întotdeauna ne exprimăm cât se poate de sincer și când am ajuns cu Nicu am zis parcă e mai elegant un pic, mai organizat, mai adunat și arată mai bine ca anul trecut. Nu că anul trecut ar arăta rău. Dar e genul de loc unde, deși nu e normal, îți vine să vin fiecare an. Și dacă nu mă cheamă să cânt, o să vin și eu să stau pe aici, scap de griji. Și de dimineață până seara îmi găsesc un colțișor, citesc și ascult muzică. E foarte bine și îți imaginezi câte orașe mari fac numai șușanele și numai parandărături și numai porcării. Și te trezești cu niște oaze de astea, gen Brezoi, unde un om pasionat adună alți oameni pasionați și cu bani de temiri unde face un festival de blues. De ce? De unde până unde? Nu mai contează, eu am fost și îmi doresc să mai vin. E genul de festival care crește prin bunăvoința fiecăruia, voluntariatul și experiența fiecăruia din cei implicați, prin valoarea artiștilor și prin vechime. Trebuie să fie ca vinul. Sper să ne vedem cât mai des în fiecare an la Brezoi. Haideți și voi la Open Air Blues Festival Brezoi. Vă așteptăm!